O victorie la Târgu Jiu și CSU a trecut pe locul 4, Liga 1, care asigură participarea în Europa League. Cârțoa a recunoscut că echipa mai și greșește, dar per ansamblu este mulțumit de modul cum sunt transpuse în teren ideile tehnico-tactice. Chiar dacă nu a recunoscut-o direct, Sorinaciu a lăsat să se înțeleagă că echipa sa poate da lovitura în acest sezon și să ajungă în Europa League. Spuneați o seară despre schimbarea obiectivului. V-a fost impus noul obiectiv sau de comun acord? Astea sunt problemele noastre, ale clubului, ale discuțiile noastre interne, așa că nu trebuie să vorbim nici de impus, nici de ce discuții am avut noi. Suntem acolo în față și în momentul în care ești în primele patru sau posibilități de a urca, e normal că te gândești și la alte obiective. Poți să... Dacă nu, să dea Dumnezeu să fim tot în situația asta, care să ne gândim pentru obiective schimbate. Cârțu a vorbit și despre partida de duminică în care oltenii întâlnesc Steaua. Acesta a făcut un apel către conducătorii Ligii 1 să pună arbitrii care nu îi slugăresc pe bucureșteni. Am săturat să jucăm cu echipă din București, să fim arbitrați de arbitri din București sau, eu știu, să ne trezim cu Ișvan Covaș, care știți foarte bine ce polemici a iscat la partida aia cu ASA Târgu Mureș. Băiatul ar avea o presiune fantastică pe el, orice greșeală care ar face-o ar însemna că, eu știu, vrea să le facă un favor. Stele nu l-ar ajuta nici pe el. Să se gândească foarte bine la arbitru care îl vor trimite aici, în așa fel încât să nu se mai întâmple ceea ce s-a întâmplat la partida de cupă. Și, am spus, polemicile care s-au iscat după. Pentru că acum le mai facem înainte aceste precizări, pentru că atunci nu le-am făcut, n-am gândit, eu știu, nu știu ce premeditat sau asta, dar am vrea ca această partidă, domnule, să se desfășoare în cât mai bune auspici, așa, și să lăsăm la tot ceea ce arată echipele și antrenorii în teren. Meciul dintre CSU și Steaua se va juca duminică de la ora 15:30 pe stadionul extensiv, care a fost omologat marți pentru a găzdui dispute din Liga 1.